Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca Ren Moldova, în fiecare zi. Bine v-am găsit! Lumea e atât de pestrițată încât îți fug ochii în încercarea de a prinde cele mai captivante secvențe din activitatea zburdalnică a planetei. Dar pentru că firea omenească e plină de curiozitate, ne tot prindem în plasa tentativelor cronice de a percepe lucruri pe care pe alocuri nu prea le înțelegem. Ce e de făcut? Noi doar vă oferim alternative, voi însă alegeți soluțiile. Emisiunea Cu ochii pe lume nu renunță la analiza anturajului cotidian și vă pune la dispoziție fapte, mărturisiri și concluzii care probabil vă vor face într-o bună zi să spuneți că ați aflat ceva nou și poate inedit. Iar cine pune mâna pe informații s-ar putea să gestioneze lumea tentant, atunci haideți cu mine! Orice băiat a visat la un model cu telecomandă. Unii visau să-l primească în dar, iar alții învățau cum să le meșteșugărească singur. Din acei visători au crescut constructori și ingineri care s-au întrebat cum să construiască un automobil fără pilot, ca sistemul electronic să ia deciziile singur, iar omul doar să stabilească punctul terminus. Astăzi, astfel de automobile au devenit realitate. În viitorul apropiat, transportul fără pilot va deveni un fenomen la fel de obișnuit ca smartphone-ul și internetul mobil. Metropolele moderne se aseamănă cu un furnicar pe drumurile căruia mișină un număr colosal de automobile. La volanul fiecărui vehicul se află un om, însă deja îl ajută să conducă automobilul sisteme electronice inteligente. Acum două decenii, automobilul era un dispozitiv absolut mecanic. La bord nu existau sisteme electronice, însă în ultimii 20 de ani sistemele electronice se dezvoltă vertiginos și acestea sunt folosite pe larg în construcția de automobile. Se consideră că lenea este forța motrice a progresului, însă elaborarea așa-numitelor tehnologii fără pilot avea la bază motive de securitate și abia pe plan secund se află confortul. Zilnic în lume au loc numeroase accidente rutiere. În mare parte, cauza este factorul uman. Unul din avantajele principale ale vehiculului fără pilot îl constituie faptul că acesta nu încalcă regulile de circulație conștient. Este un principiu de bază. Un alt avantaj este faptul că acesta nu știe ce este oboseala. El funcționează constant un timp prestabilit. În al treilea rând, coeficientul de eroare este mult mai redus. În prezent, roboții înlocuiesc omul în numeroase sfere. Ei execută cu precizie mai înaltă acțiunile mecanice, prelucrează mai rapid volume mari de informații, chiar și în șah prevalează asupra omului. Dar suntem oare gata să ne aflăm într-un automobil fără șofer, condus de inteligența artificială? În anumite ramuri, automatizarea și substituirea omului este îndoi. Ramurile de acest gen sunt tot mai multe pe zi ce trece. Adaptarea este foarte simplă. Deoarece generația actuală, care în viitorul apropiat va fi principalul utilizator al serviciilor de transport, inclusiv al celor fără pilot, deja s-a obișnuit cu diverse gadgeturi și sisteme de automatizare. Primul pas în tehnologiile fără pilot a fost făcut odată cu apariția numeroaselor sisteme de sugestii pentru șofer. Practic, orice automobil modern este dotat cu senzor de parcare sau controlul zonelor oarbe în retrovizoare. Tot mai frecvent ne încredințăm în posibilitățile inteligente ale automobilului și nu în propriile abilități de șofer. Astăzi, el poate nu doar să ne sugereze, dar și să conducă. Aceasta e a doua etapă a tehnologiilor fără pilot. Actualmente, în afară de parcarea automată, există și funcția de circulație în ambuteiaje. Sistemul preia controlul asupra sa, la viteze mici monitorizează traficul, vehiculele din zonele adiacente și se deplasează în regim absolut automat. Următoarea funcție constă în prevenirea impactului. Când șoferul conduce vehiculul, însă în cazul apariției unei situații de pericol, sistemul electronic preia conducerea asupra sa, efectuând operațiunea de frânare. Următoarea etapă este renunțarea completă la volan și pedale. În multe țări deja există asemenea
prototipuri. Acesta este un automobil absolut autonom și fără pilot. Astfel arată vehiculul viitorului fără șofer, în care pasagerul poate să se ocupe de ceea ce-i place. Nu ține de domeniul fantastic. Este un vehicul pe care în viitorul apropiat îl vom putea vedea pe străzile noastre. Pasagerul decide când anume să coboare. Mijlocul de transport al viitorului este capabil să stabilească un itinerar adaptat la necesitățile pasagerului și să staționeze conform doleanțelor acestuia. Acest mini-autobuz urban, fără pilot, cu motor electric, poate parcurge 150 de km cu viteza de până la 40 de km la oră, doar că, deocamdată, prototipul se deplasează cu viteză mai redusă într-un spațiu de tip închis. La prima etapă, vehiculele vor fi puse în circulație pe platforme închise, cum ar fi teritoriul orășelelor științifice, cum este Skolkovo, în zonele de agrement. Iar în viitor, după anii 2020, acest vehicul ar putea circula deja pe itinerarele urbane. La etapa incipientă, circulația lor va fi controlată de un operator care se va afla la centrul de control al traficului. Autobuze similare deja se deplasează pe teritoriul parcului tehnologic Skolkovo. Deși acesta este un teritoriu de tip închis, totuși nu este un poligon. Aici sunt și pietoni pe drumuri și alte automobile. Vehiculul fără pilot se isprăvește de minune cu funcția sa. Probabil peste 2-3 ani autobuze similare vor fi implementate la uzine și orășelele științifice. Probabil aceste tehnologii vor fi răspândite în masă, cel puțin pe drumurile comune, atunci când vehiculele nu vor fi atât de costisitoare. Constructorii preconizează că inițial autobuzele fără pilot vor fi controlate de la distanță de un dispecer, la fel cum în prezent controlează parcul de automobile serviciile de taxi. Apropo, este posibilă și chemarea microbuzului la comandă. Comanda este efectuată cu ajutorul unei aplicații de smartphone. Ulterior, mijlocul de transport ia legătura cu sateliții și cu alte elemente ale sistemului de navigare. Itinerarul este alcătuit de sistemul de control, iar depășirea obstacolelor este sarcină îndeplinită de vederea tehnică a automobilului, care vede ce are în față și vehiculul ia deciziile la moment. Cum să le depășească, să le ocolească sau să se oprească în caz de necesitate, precum și cu ce viteză să depășească anumite denivelări. Acest autobuz fără pilot este doar un prototip, dar deja sunt testate și alte prototipuri ale automobilelor rusești fără pilot. Nici experții din Occident nu bat pasul pe loc. Unii specialiști în domeniu deja își prezintă concept carurile fără pilot la saloanele internaționale de automobile. Se presupune că și aceste vehicule vor fi controlate cu ajutorul unor aplicații mobile. Un taxi cu autopilot nu va avea un șofer guraliv, obosit sau iubitor de viteză. Totodată, va fi posibil de a expedia propriul automobil la o anumită destinație, iar pe drum, șoferul se poate odihni sau ocupa de treburile curente. Aceasta înseamnă confort și comoditate, deoarece se înlocuiește munca monotonă. În acest răstimp, persoana se poate ocupa cu alte treburi mult mai plăcute și interesante. În timpul călătoriei, omul poate citi sau privi emisiuni. Însă experții sunt concentrați nu doar pe crearea automobilelor fără pilot, absolut noi, dar și asupra elaborării unui sistem electronic universal care ar putea fi implementat și la modelele autohtone. Probabil aceste modele fără pilot vor fi mult mai accesibile decât vehiculele costisitoare ale producătorilor de automobile. Acum ne deplasăm cu Lada Kalina fără pilot. Vehiculul se deplasează în regim autonom. Șoferul nu atinge volanul sau alte dispozitive de control. Automobilul poate identifica atât obstacolele dinamice cât și cele statice. Suferă schimbări doar algoritmul de ocolire a lor. Dar în acest automobil s-au păstrat toate piesele de la producător. Motorul, sistemul de deplasare, volanul și pedalele. Însă, modelul este dotat cu un procesor electronic puternic care recepționează informațiile de la așa-numitele organe ale vederii tehnice, precum și cu mecanisme electronice de transmisie. Datorită lor, vehiculul se deplasează fără implicarea șoferului. Acum, pe automobil sunt instalate actuatoare, elemente de acționare folosite pentru executarea comenzilor. Ele apasă frâna, ambreiajul, acceleratorul.
Sistemul vederii tehnice este alcătuit din 5 radare, inclusiv 4 concepute pentru a vizualiza imaginea din jurul vehiculului în diagrama de 360 de grade la distanță de 50 de metri și un radar orientat înainte la 60 de grade. El poate vedea până la distanța de 200-220 de metri. Acest autoturism necostisitor nu este un concept car care va fi produs în serie, ci o platformă pentru testarea sistemului. El are aceleași proprietăți ca și prototipurile constructorilor din Occident. Totuși, există o diferență substanțială. Acest model fără pilot este adaptat la condițiile climaterice din Rusia, datorită sistemului electronic autohton mult mai rezistent. Senzorii funcționează într-un diapazon larg de temperatură, de la minus 40 până la 120 de grade. Capacitate pe care nu o aveau senzorii care au fost utilizați în primul an de exploatare a acestui vehicul. Ei fuseseră achiziționați de peste hotare, iar în condițiile iernii aspre, senzorii se deconectau sau afișau indici eronați. La minus 28 de grade, senzorii refuzau să funcționeze, iar în luna iulie, la competițiile anuale, când se instaurase canicule de peste 30 de grade, multe blocuri electronice ieșeau din funcțiune. În prezent, practic toți constructorii autohtoni se orientează anume pe realitatea din acest spațiu, condiții climaterice aspre și drumuri în stare precară. Elaboratorii se concentrează pe deplasarea vehiculului în condiții de ploaie, zăpadă și pe drum fără marcaje, cu infrastructura de calitate inferioară, gropi, lipsa bordurii și a marcajului. În acest sector, producția rusească este cea mai bună din lume. Experții estimează că circa 70% din drumuri la nivel global sunt de calitate inferioară. Nu toate țările au drumuri excelente, anume aceste state devin principalii consumatori a industriei constructoare de automobile. În Europa de vest, automobilele fără pilot nu neapărat trebuie să ocolească gropile, însă, în condițiile noastre, aceasta este o caracteristică primordială. Dacă automobilul nu a detectat o groapă, aceasta ar putea duce la accidente rutiere, respectiv este necesar de a determina din timp obstacolele pentru a lua măsurile necesare, a reduce viteza sau a le ocoli. În zona noastră, cu infrastructura aflată în stare precară și în condiții climaterice aspre, proiectanții sunt nevoiți să elaboreze algoritmii, ținând cont de situațiile excepționale. Iată un exemplu de funcționare a sistemului de identificare a obstacolelor pe drum. Aplicația înregistrează automat nu doar semnele de circulație, dar și toate obiectele statice și aflate în mișcare, care ar putea prezenta pericol, automobilele parcate, oamenii aflați pe carosabil. Elaboratorii numesc această procedură imitarea vederii umane. Când ne aflăm la volan, ne concentrăm privirile într-un anumit punct sau zonă. Se formează un coridor virtual al șoferului. Creierul și ochii nu pot aprecia tabloul în ansamblu. Există așa numită vedere laterală și foveală. Elaboratorii imită modelul vederii foveale. Setează un coridor virtual în care sistemul identifică așa numita zonă a deplasării. Organele vederii tehnice a aplicației identifică vehiculele în condiții de vizibilitate redusă. De exemplu, după conturul caroseriei sau a farurilor, compară viteza obiectului sau distanța până la el, stabilește traiectoria de deplasare. Toate acestea sunt posibile datorită senzorilor diverși, radare, lidare și camere video. După ce obiectul a fost identificat, el este amplasat pe hartă. Sistemul înțelege care este poziția lui a obiectului, precum și traiectoria de mișcare. La următoarea etapă, el se poziționează pe harta zonală, apoi să ia o hotărâre referitor la direcția și itinerarul deplasării. Se decide de a frâna, de a accelera sau de a roti volanul cu câteva grade. De facto, acesta este ciclul complet al deplasării fără pilot. Deocamdată este interzisă exploatarea automobilelor fără pilot pe drumurile publice, de aceea astfel de automobile se pot deplasa pe magistrale doar cu un om la volan. Astfel, autopilotul este instruit și își îmbogățește cunoștințele despre posibile situații rutiere. Pentru o funcționare corectă este extrem de important de a instrui sistemul de autopilot parcurgând cât mai mulți kilometri. De aceea, șoferul din vehicul are funcția instructorului auto. După același principiu este instruit vehiculul fără pilot. De ce nu se dă undă verde pentru automobilele fără pilot și nu li se permite să circule pe drumurile publice? Ori deocamdată instructorii sau producătorii nu pot garanta siguranța lor?
În cazul când șoferul se află la volan, el poartă răspunderea pentru orice incidente, iar în cazul sistemului fără pilot, este mult mai complicat de a stabili vinovatul în cazul incidentelor. Aceasta poate fi compania care a elaborat sistemul fără pilot sau firma care a integrat tot panoul de comandă, ori proprietarul vehiculului. În plus, este necesar de a pregăti și infrastructura necesară pentru deplasarea fără pilot. Posibil, marcajele, semnele de circulație și semafoarele vor trebui dotate cu emițătoare sau detectoare care vor interacționa cu sistemul de autopilot. La ora actuală nu există criterii bine definite pentru infrastructura adaptată la circulația unor astfel de vehicule. Bineînțeles, este necesară schimbarea întregului sistem rutier. Experții conlucrează cu instituțiile de resort pentru a determina căror criterii ar trebui să corespundă și cum va arăta arhitectura sistemului rutier inteligent al viitorului, în care automobilul fără pilot este doar un element al acestuia. De altfel, există și elaborări în domeniul transportului, pe drumuri înfundate sau în zonele unde acestea lipsesc cu desăvârșire. Acestea sunt vehicule tot teren fără pilot. În prezent este practic imposibil de a lansa un automobil fără pilot pe drumurile din localități, însă nu există restricții legate de zonele fără căi rutiere. În astfel de spații nu există necesitatea de a lua prompt decizii, de a reacționa fulgerător. Sarcina este de a optimiza funcționarea vehiculului, de a spori gradul de eficiență și securitatea lui. Vehiculele tot teren fără pilot sunt destinate pentru deplasarea în zonele forestiere și îmblăștinite, dărând cu alte automobile fără pilot, participă la competițiile pentru roboți și sunt perfecționate în continuu. Condițiile competițiilor sunt următoarele. Este necesar de a parcurge tot traseul, de a depăși obstacolele și de a se întoarce la linia de start. Actualmente, acest vehicul este capabil să se deplaseze pe un itinerar stabilit conform unor coordonate fixe, poate ajunge la punctul final, poate îndeplini o anumită sarcină, cum ar fi să transporte o încărcătură și să revină la poziția inițială. Acesta este un vehicul tot teren obișnuit pentru pescari și vânători, dar acum, în locul șoferului, el este dotat cu un sistem electronic, anume el ia decizia de a depăși sau a ocoli un anumit obstacol întâlnit în cale. Pentru depistarea obstacolului este instalat un detector cu laser, care stabilește dimensiunile acestuia și ia decizia de a-l depăși sau ocoli. Dacă parametrii obstacolului depășesc posibilitățile de depășire, atunci vehiculul ia decizia de a ocoli. Vehiculul tot teren fără pilot este indispensabil în zonele greu accesibile. De obicei, aceste vehicule sunt prevăzute cu funcția urmează-mă și se deplasează ascultător pe urmele omului sau a unui mijloc de transport cu marcaj special. Acest măgăruș de fier nu obosește niciodată și nu se poticnește de bolovani. El are capacitate portantă mai mare decât orice animal de tracțiune, dar și inteligență mai înaltă. El ia deciziile prompt, în câteva fragmente de secundă, după care mecanismele acționează conform instrucțiunilor presetate. De exemplu, este exclusă tamponarea cu un copac sau un zid. Manifestă interes pentru vehiculele tot teren, fără pilot, militarii și salvatorii. Ori acest mijloc de transport poate fi expediat acolo unde nu au acces mijloacele de transport conduse de om, în orice zonă periculoasă, în flăcări sau sub gloanțe. Pentru a ușura sarcina militarilor, toate echipamentele pot fi transportate de robot. În acest caz, soldații pot îndeplini anumite sarcini și pot fi mai mobili. Salvatorii pot valorifica vehiculul la transportarea și evacuarea răniților de la locul avariilor. De asemenea, este posibilă funcția de recunoaștere și însoțire. În prezent, acestea nu mai sunt doar mostre obișnuite. De exemplu, în viitorul apropiat, un Kamaz fără pilot va fi produs în serie pentru necesitățile armatei rusești. Începând cu anul viitor, Kamaz va avea aceleași posibilități ca și concurenții de peste hotare, fapt foarte important pentru export. Din anul 2018, în Europa este interzisă exploatarea camioanelor cu nivel fără pilot mai jos de 2. Printre rigorile impuse se numără frânarea automată, monitorizarea gradului de oboseală a șoferului. De aceea este foarte important de a dota camioanele cu sisteme corespunzătoare acestor cerințe. Deja există un prototip al acestui camion fără pilot.
Tehnica pentru transportarea încărcăturilor este încă o direcție cu mari perspective pentru tehnologiile fără pilot. Lipsa omului la volan va face mult mai rapidă și sigură transportarea de mărfuri. Ori șoferul electronic nu pierde timpul pentru odihnă. Omul este un factor instabil, de aceea furnizarea mărfii în termen poate fi zădărnicită. Un alt aspect este asigurarea inteligentă. Sistemele fără pilot în care se înregistrează parametrii de calitate a conducerii automobilelor, eventuale momente periculoase, permit de a reduce substanțial primele de asigurare. Dacă vehiculul este condus controlat, prognozat și într-o anumită manieră, care scade semnificativ probabilitatea accidentelor rutiere, respectiv aceasta reduce substanțial taxele de asigurare. Totodată, vehiculele fără pilot ar putea curăța drumurile de zăpadă, ara câmpurile sau mătura străzile. Sarcina lui este de a efectua lucrări de arat, semănat și recoltat, fiind dirijat de la distanță. Acest complex de sisteme permite de a avea câteva unități de lucru în câmp. Comunicația între participanții fără pilot la trafic este încă o sferă studiată intens de ingineri. Dacă automobilele fără pilot vor putea transmite una alteia informațiile, atunci va crește semnificativ siguranța și eficiența în trafic. Vehiculul primește informații prin intermediul sistemului vederii tehnice, precum și de la rețeaua automobil-automobil. Mijlocul de transport știe cu exactitate unde se deplasează sau planifică să înainteze automobilele din jurul său și cum se intersectează traiectoriile lor. Acestea sunt informații suplimentare, utile pentru luarea deciziilor. Va putea autopilotul să înlocuiască în totalitate șoferul? Aceasta deja se întâmplă, consideră experții. Întrebarea este dacă cei care adoră să stea la volan vor putea să renunțe la această plăcere. Probabil nu vom putea înlocui omul care adoră să mânuiască automobilul. Există amatori de viteză care participă la diverse competiții și curse automobilistice. Elaboratorii vehiculelor fără pilot nu pretind la un loc în sportul automobilistic. În prezent, tehnologiile se dezvoltă vertiginos și devin tot mai accesibile. Probabil în viitorul apropiat, tot softul și organele vederii tehnice a automobilelor fără pilot vor deveni o parte iminentă și necesară a lor, precum sunt în prezent încălzirea banchetelor și sistemul de navigație. Peste 5 ani, circa 7% din parcul mondial de automobile le vor reveni vehiculelor fără pilot. Situația se va schimba fulgerător. Expertul remarcă îndrăzneț că nu mai speră ca fiul său, care acum are un an, peste 17 ani va avea nevoie de permis de conducere. Atunci, acest document ar putea deveni un atavism. Cândva, primele vehicule autopropulsate trezeau o reacție reticentă și de nedumerire. În prezent, mulți șoferi nu au abilitatea de a conduce un automobil cu cutie de viteză mecanică. Suntem în pragul unui nou salt în evoluția industriei constructoare de automobile. Posibil peste 1 sau 2 decenii, volanul în salonul automobilului va fi un atavism, la fel cum sunt astăzi telefoanele cu fir. Iar noi ne vom aduce aminte cu nostalgie vremurile când conduceam noi înșine mașina. A fost emisiunea Cu ochii pe lume, un proiect marca Ren Moldova, pe curând. Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca Ren Moldova, în fiecare zi.